Ți-ai scos fizicul la... la înaintare. Mamă, să vezi... Ce să fac? Să vezi foanele acum pe tine. Mamă, să vezi, moare acum. Moare de ciudă acum. Te supără, Ramona, că vin foanele pe aici să tragă de tine, nu? Nu, au mai venit. Da? Au mai fost. Și? Au fost, i-au dat și banul, Ramona, i-au dus dulciuri. Foanele tale? Da? A, asta foane. Au venit? Foane... Au venit când am fost eu acasă. Fani? Da, nu știu eu că sunt acasă sau nu sunt. Da. Și fani au venit. Mi-ai mai zis tu că au venit și că erai la... În afară de cei care au venit. Da. Au mai fost în altă, cu bani înainte, până să vină cei de la Brașov, știți? Hai, Martur, ce ziceai că ai făcut? Și tot... ce să fac? Am muncit la cineva și ne-a și plătit și... Unde? Stai, așa ușor, că asta cu munca mie îmi place. Unde ai mai fost la muncă? Aici, la niște vecini. A, aici, a? Particip în zonă și... Ce ai mai stricat pe acolo? Sau ce ai făcut? Ne-am stricat, am făcut curățenie pe-n curte, acolo, pe la cineva, cu Ramon. Și... numai bine, zice, Artur, ce am un frigider, zice. Nu vrei să ți-l dau? Zic, ba da. Un frigider micuț, știți? Și am luat frigiderul, te-am zis, Ramon, noi luăm, dar să știi că ăsta nu merge pe, nu merge pe 12V. La ăsta trebuie curent pe 220. Și uite așa, sucită și învârtită, acum ne face de cumpărăm un invertor auto pe 220, care se scoate 220. Invertor auto este un aparat care îl cuprinzi la plus și minus pe bateria de 12V. El preia curentul de 12V din baterie de la panou, dar ți-l dă ție în partea alealtă de 220. Și cu el pornește frigiderul. Și chiar aș vrea să vă invit să vedeți frigiderul, cum arată. Hai să-l vedem. Deocamdată nu merge, nu? Deocamdată nu merge frigiderul. Ia uite. Tăi așa un pic. Uite. Ia, frigider la palat. Ultimul Revner. Ia uite. Păi și tu de ce l-ai luat dacă știi că nu merge? Păi ce, nu-l fac să meargă? A, îl fac să meargă. Om, nu se pune problem. Ori îl fac să meargă, ori îl la fierbe. Dar fac să meargă, nici nu mă gândesc. Deocamdată e cam gol, nu? Nu e gol, care aer e el. Da, e gol deocamdată. Nu-i problemă. Așa, și cum ai putea să-l faci să meargă? Păi care... cum, iau un invertor. Trebuie să stau mai aici. Iau un invertor de 220. Așa. Care se scoate 220. Se pune pe baterie plus și minus. Se leagă două fire. Sunt două tipuri de invertoare. Ori de la pe fire care se leagă pe baterie plus și minus, ori de la altul pe sistemul ăsta de aici, de brichete de astea. Pe sistemul ăsta. Și mi-a dat cineva, uite, mi-a dat și asta, mi-a dat și o priză cu trei intrări, uite. Cine ți-a dat? Mi-a dat un vecinul, Marinica. Am înțeles. Și la cine ai ajutat? Să-i dăm sănătate. La și doamna Claudia. Păi la ce mă ajută? Asta o leg plus și minus de baterie. Da. Se aprinde. Și în momentul când asta se aprinde, eu pot să bag, e ca o priză triplă, deci pot să-mi bag în ea și invertor, pot să bag și televizor, pot să bag și telefonul să-l încarc. Adică nu mai scot televizorul când vreau să încarc telefonul, înțelegi? Și poți să-l legi la... Ăsta merge la baterie direct. Merge, am înțeles. Cum să nu? Merge super de bine ăsta. Și dacă aștepți un pic, să vezi chiar acum să fac demonstrație. Că merge? Sau... Că merge. Să vezi cum merge priza. Dar ce înseamnă un pic? Adică ce trebuie să faci? Adică ce? Adică ți-arăt imediat. Nu e mare lucru. Ei, dacă vii la mine vezi și meserie. Ramon, unde e cuțitul ăla? Nu știu unde e. De-aia dracii, eu. Uite, se face așa, nașule, vezi? Uite, se face așa, uite, îl vezi? Așa. Uite, se mai face, de-aia nu mi-am tăiat unghiile, vezi? Ca să pot să mardesc cu ele. Uite, am parlit cu ele cablurile, vezi? Uite, vezi? E plusul ăsta, ăsta e plusul. Totdeauna, ăsta cu dunga albă pe fir, eu știi că e plusul. Ăsta negru, negru complet, este minusul. Așa. Ca să nu le amestici. Și facem un fel următor acum. Se face așa. Și am zis așa. Plusul este... Ia, ăsta e. Du-te, dracu, de fie să faci. Plusul e ăsta, uite, îl legăm aici frumos, așa. Ia uite ce frumos am legat. Îl vezi ce frumos așa de plusul? Ia uite, e plus pe plus. Gata, l-am cuplat. Aici? Și cuplăm și minusul din coace. Uite, îl cuplăm în bateria de aici. În borna de din coace, să zicem. Uite, l-am cuplat așa. L-am băgat aici, ouă, ce calde, ce să-l calzești. E așa repede? Da. Gat, l-ai văzut?
Nu are curent bateriile. Trebuie să încarci. Știi? În fine, lasă-o să mai se încarci. Lasă-o acolo. Așa, și frigiderul ăsta, care e, deci cum ar trebui să meargă el? Ce trebuie să iei să meargă? Frigiderul ăsta trebuie să iau un invertor. Invertor. Invertorul e o piesă mare, așa. O piesă mare care o cuplezi pe baterie, o bagi până ăsta. Până ștechie de ăsta îl bagi. Așa. În momentul când l-ai băgat invertorul, l-ai băgat în priză pe el, atunci are un buton invertorul, apeși pe butonul ăla, el are un buzit, își trage. Deci el consumă din baterie doar 300 de wați. Foarte puțin consumă din baterie. Frigiderul ăsta? Nu, invertor. Nu, zic frigiderul, nu consumă mult. Nu consumă mult, pentru că el merge pe 220. Așa. Ăla transformă 300 de wați, adică el preia curentul pe 220 de la invertor, ți-l preia ție în 300 de wați invertorul. Deci practic curentul care consumă el ca să meargă. Să meargă el. Și după aia el, mai departe, după ce își ia sistemul lui de curent care îi trebuie lui, el pe urmă îți dă curent de 220 și îți preia curentul de la panoul 12 și îl transformă pe 220 din coace. Și poți să bagi în el frigider, televizor, ce vrei tu să bagi în el. Și duce ăsta să meargă? Și duce ăsta. Da? Duce ăsta, decât că ăsta la pornire, el pornirea o să o aibă grea. El la pornire automat o să scoate cam 1000 de wați. Asta. După aia gata, nu mai ai treabă. Dar prima dată o să scoate, până să bagă el în program de răcire. Aha. După aia când bagă în program de răcire, dar mi-a ies un electrician. Vezi că trebuie neapărat, zice, tu trebuie să ai la frigiderul ăsta tot timpul, zice, niște panouri mari, puternice. Păi foarte mari. Zice, panourile care le ai tu sunt foarte mici și s-ar putea întâmpla să-ți mănânce tot curentul din baterie și când pornește frigiderul să rămâi fără curent. Păi da, asta da, tot, și pe lumini și pe da, 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 da. Îți trebuie niște panouri mari cu niște baterii mai mari pentru el. Uh-huh. Dar asta rămâne de văzut cu panourile și cu bateriile, știți? Dar tu n-ai mai avut frigider? Parcă știu că ai mai avut ceva. Am avut înainte. Ai avut? Când aveam curent. Nu când aveam generator. Nu ai avut și aici un frigider? Am avut, dar tot așa. A, tot așa, tot așa, am înțeles. Și ăla mi-l dăduse lui Ciclucescu și deja era stricat. Era cu motorul ăla, ce era să facă. Dar ăsta merge, ăsta are motor bun. Ăsta e motor bun. Da, doar că e complicat de pornit, zici tu, de pornit și de... E complicat că trebuie curent pe 320. Așa există niște lăs frigorifice la 12V. Mai mici. Sunt micuți așa. Da. Care ale merg special pe 12V, pe baterie direct pornește. Nu-ți mai trebuie atâta investiție. Că este invertorul la ca să-l cumpăr, mă costă 336 de lei. Uh-huh. Invertorul 3.360.000, ca să înțeleagă Ramona. Da, că ia ce că 330, ia că de că 300, adică 300 de mii, nu-i? 3.360.000. Pe lângă invertorul ăla, dacă trebuie să mai cumpăr și o baterie, mai mă costă și vreo 300 de lei. Pe lângă bateria, dacă e să se iau și un panou mare, mă costă și la 480 de lei. Și unde ajung? Da. Așa, ar fi mai convenabil, bine, să-l păstrezi și pe ăsta, momentan, că poate în timp îl fac. Adică ar fi util un frigider dacă l-ați avea. Ar fi super de bun. Ar fi bun, mai ales acum vara și... Da, ar fi foarte bun un frigider. Ar fi super de bun și să vedem acum, am avea... Și varianta asta noi. Am putea să facem și treaba asta, știți? Să facem chestia asta. Să luăm un frigider din ăsta pe 12V, o ăla de frigorifică, tot 336 de lei costă ca și invertor. Dar nu-ți mai trebuie invertor pentru ea. Mm-hmm. Pui și o bagi direct în priză. Da. Poți să o pui chiar plus și minus direct pe baterie o pui. Și aia costă puțin, că vă dați seama, e pe 12V și răcește și aia. Da. Decât că nu e mare ca frigiderul, aia este... Ați văzut cum sunt lăzile alea care bași gheață în ele? Da, e mai micuț așa. Ca aia așa e. Păi și e destul de bun, e frigider de camion ăla. Uh-huh. Și n-ar fi o problemă, știți? Ce-ai făcut, Mărtura, ce-ai pus pereți sau ce-ai făcut aici? A, da. A, nu v-am spus. Nu v-am spus. Păi dar suntem în lucrare, că uite. O să închide și ușa. Aici am făcut perete de rigid. Cum am făcut până sus, cum am mine. Vezi ce frumos vine? Ce bine vine. Vine în drept cu ușa, am pus întrerupătorul. L-am pus aici, uite. E aici, uite. Dar aici erau tot felul de chip. Cum le-ai acoperit? Pur și simplu cu peretele, nu? Le-am acoperit. Înăuntru mai am să bag firele. Știu eu cum le bag. Ți-a arătat acum. Și aici am făcut în ăsta până când fac rost de rigid. Să iau o placă de rigid. Și atunci ce fac? Iau o placă de rigid. Să taie peretele ăsta, de aici,
Păi, înțeleg cu ciocanul aici așa. Tic 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 așa până sus. Se dă jos bucata de aici. Se dă jos și asta și atunci vin cu placa de rigid de aici, de margine până margine. De jos până sus. Vin cu o singură placă. Ca să faci ca acolo, cum ar fi. Să fac ca acolo. Dintr-una, da. Și aici, înăuntru, aici înăuntru, unde am firele astea, tot așa o să le strâng așa într-o parte, pe toate. O să le strâng într-o parte și o să le fac aici. Și o să pun placa așa și nu o să mai fie decât firul ăsta o să se vadă aici. Și aici înăuntru o să fie vreun fir de încărcare care o să mai rămână. A, în rest, sunt ascunse acolo. Toate o să fie ascunse înăuntru, exact cum ziceam noi odată când se face. Și aici este lumina pentru timp de noapte. Am pus-o aici și nu aveam cum să o găsesc de ușă. Că trebuia să mai găuri, dacă era să mai găuresc chiar, era că ea strică ăsta și iar de-abia l-am pus. Ei, și nu o dă jos ușa? N-are treabă. Nu, nu dă, nu, nu. N-ajunge până în ușa, uite, ușa se duce lejer pe balamană. Auzi. N-am treabă și acum dacă am dat cu spray de muște acolo, acolo nu mai treabă. Și în felul ăsta, la iarnă, îmi zicea și vecina, ce în felul ăsta, Arturi, la iarnă o să ai și căldură mai bine. Că vreau să fac soba în cameră acum. De-aia demontez aici, că râdem noi, râdem, dar nu vreau să mai fac, nu aveam căldură așa. Asta iarna, că dacă vine un ger mai puternic și o iarnă mai grea, cum să-ți încălzesc că ție soba 6 metri lungime, dar aici, tocmai până acolo, că e distanța lungă, dar trebuie să faci foc tot timpul, foc continuu. Și cu pierderi și cu găuri cum sunt, păi, de-aia spune de ceva, uite. Păi de aici am de peretele ăsta care să mișcă. Îl vezi? Păi da, nu, nu mă deranjează, că sau cum, o să-l dau jos. O să-l dau jos. Și rămâne geamul aici, geam acolo. Și o să fie, am niște perdele albaste frumoase, care o să le pun perdele de umbrire, cum sunt în cameră. Dar ăsta nu s-a mișcat așa, i-ai mai făcut-o? Ăsta i-a spus că trebuie să plece și omul a înțeles. A, și a început singur să... Aha. Se retragă. Dacă i-a luat șipcile alea și de ce a început să miște mai tare? Că am mai pus o ușă de m-am urcat în pod sus.